Conducătorii auto ar trebui să circule pe semicercul sudic al centurii ocolitoare a capitalei, cu o lungime de peste 50 de kilometri până la sfârșitul anului, conform termenelor inițiale din contracte, dar din cele trei loturi, doar cel din mijloc e aproape gata. Primul tronson al autostrăzii de centura capitalei, care trebuia să fie gata încă din luna iulie, este lotul 2 Vidra-Bragadiru, cu o lungime de peste 16 km. Acum, în luna septembrie, stadiul fizic al lucrării este de circa 90%, potrivit companiei de drumuri. Lucrările au întârziat din cauza mai multor probleme, printre care și cele legate de relocarea utilităților. În aceste condiții, traficul pe lotul 2 ar putea fi deschis abia la sfârșitul anului. Pe lotul 1, Vidra-Glina, lucrările ar trebui să fie gata în octombrie. Cum stadiul fizic e de aproximativ 70%, dar în trafic a devenit incertă chiar și până la finalul anului. În cazul în care pe lotul 1 va fie o problemă legată de situația meteo, atunci este posibil să acordăm extensie de timp pentru anul viitor. Cele mai mari întârzieri sunt însă pe lotul 3, Bragadiru-Joița, tronson care trebuia să fie gata inițial în septembrie. Pentru a nu rezilia contractul, compania de drumuri a stabilit un nou termen în primăvara anului viitor. Pe lotul 3, Bragadiru-Joița, cu lungime de aproape 18 km, lucrarea trebuia să fie gata luna aceasta, dar stadiul fizic este acum de aproximativ 60%, potrivit celor mai recente statistici oficiale. Ministrul Transporturilor vrea ca tot semicercul sudic al autostrăzii de centură, care va lega A1 București-Pitești de A2 București-Constanța, să fie gata în vara anului viitor. Ce îmi doresc e ca perioada estivală a anului 2024 să ne prindă în situația următoare. Venind dinspre Pitești de pe A1, să se poată merge până la Constanța pe autostradă. Reprezentanții asociațiilor care militează pentru dezvoltarea infrastructurii sunt însă mai puțin optimiști. Sperăm noi, asta este terenul realist, optimist, să circulăm în toamna anului viitor pe tot semi-inelul de sud, între A1 și A2. Șoferii așteaptă de ani buni construcția noii centuri ocolitoare a capitalei. N-am învățat așa aceste om. Ar trebui să lucreze mai intens. Sperăm să fie gata cât mai curând. Anul acesta ar putea să mai fie dat în trafic în avans lotul 2 de pe semicercul nordic al autostrăzii de centură a capitalei. Compania de drumuri a semnat contractul și pentru ultimul lot A0, dar și alte două contracte pentru autostrăzile A8 și Sibiu-Făgăraș. Iar mâine ar urma să fie atinsă borna de 1000 de kilometri de autostradă odată cu deschiderea circulației pe încă 13 kilometri.